Deschidem cuvântul Scripturii la Cartea Geneza, capitolul 34 și vom citi întreg capitolul și vom continua în capitolul 35, versetele 1 la 7. Cartea Geneza, capitolul 34 și din capitolul 35, versetele 1 la 7. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt ca să ne fie iluminată mintea, pregătită inima, și Harul lui Dumnezeu să vină peste toată adunarea. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm. După citirea acestui paragraf din Biblie, vom sta înaintea Domnului în rugăciune, fiecare în inima Lui, cu voce tare ne vor conduce fratele Mircea Lucaciu și sora Livia Creț. Sunt la cor aici în față. Din fata pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul lui Hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. După ce Iasihem a zis tatălui său Hamor, ia mi-o de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că necinstise pe fică sa Dina și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Hamor, tatălui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la pășuni și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare pentru că Sihem săvârșise o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov. Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Hamor le-a vorbit astfel, Fiul meu, Sihem, s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, dați-i-o de nevastă și încuscriți-vă cu noi. Voi dați-ne pe fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Locuiți cu noi, țara este înaintea voastră, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. Sihem a zis tatălui fraților dinei și fraților dinei, să capă trecere înaintea voastră și vă voi da tot ce-mi cere. Cereți-mi o zestre cât de mare și cât de multe daruri și vă voi da tot ce-mi veți zice. Nu mai dați în fata de nevastă. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug. Lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. Ei au zis, este un lucru pe care nu l putem face să dăm pe sora noastră unui om netăiat în prejur, căci aceasta ar fi o cară pentru noi. Nu ne vom încușcri cu voi și nu ne, vom, nu ne vom învoi la așa ceva, decât dacă faceți și voi ca noi și dacă cei ce orice parte bărbătească dintre voi se va tăia în prejur. Atunci vă vom da pe fetele noastre și le vom lua pentru noi pe ale voastre. Vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. Dar dacă nu voiți și nu ascultați să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca. Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai cu în casa tatălui său. Hamor și fiul său Sihem s-au dus la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi. Să rămână dar la noi, țara este mare și să facă negoți și țara este largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi ca să alcătuim un singur popor decât dacă orice parte bărbătească dintre noi va fi tăiată în prejur, cum și ei sunt tăiați în prejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați în prejur. A treia zi, pe când sufereau ei încă cei doi fii al lui Iacov, Simeon și Levi, frații din ei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și-au ucis pe toți bărbații. Au trecut de asemenea prin ascuțișul săbiei pe Hamor și pe fiul său Sihem. Au ridicat-o pe Dina din casa lui Sihem și-au jefuit și-au ieșit afară. Fiul lui Iacov s a aruncat asupra celor morți și-au jefuit cetatea pentru că ne cinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp le-au luat ca pradă de război toate bogățiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. Atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorii țării cananiților și fereziților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni. Ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit cu eu și casa mea. I-au răspuns, se cuvenea oare să se poarte așa cu soara noastră cum se poartă cu o prostituată? Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, loc, în, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis case lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Și acolo voi ridica un altar Dumnezeului care mi s-a arătat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care a făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi a purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat și groaza lui Dumnezeu s-a răspândit printre cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Amin. Capitolul 34 din Cartea Geneza, este unul dintre cele mai triste și mai grele capitole din toată Scritura. E foarte greu să predici din capitolul acesta. Este un capitol care acoperă un segment din viața patriarhului Iacov și a familiei lui. Este un capitol în care nu este pomenit niciodată numele lui Dumnezeu. E un capitol trist. E un capitol al tragediilor, a marilor păcate. Este un capitol încadrat între două altare. Capitolul 33 se încheie cu Iacov care ajunge la Sucot și zidește acolo un altar, se închină Domnului și numește altarul el Elohe Israel, Dumnezeul lui Israel. Capitolul 35 începe cu un alt altar. Iacov ajunge la Betel, zidește un altar și numește El Betel, Dumnezeul Betelului. Între două altare, o prăbușire cumplită. Între două altare, tragedii greu de descris. Ce se întâmplă în capitolul acesta? Este unul dintre marile avertizmente pe care le avem în legătură cu pericolul apropierii copiilor lui Dumnezeu de lume. Așa că, în momentele care urmează, ne vom uita la acest capitol, și vom încerca să aflăm ce se întâmplă când copiii lui Dumnezeu participă la petrecerile lumii. Trăim într-o vreme a petrecerilor. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt flămânzi și obsedați de petreceri. Pentru orice și cu orice ocazie vor să pună de o petrecere trei luni de la cutare eveniment, ziua de naștere a locutare, trei luni de la căsătorie, patru ani de la căsătorie, trei ani de când s-a înființat cutare, doi ani de la cutare și oamenii caută tot felul de evenimente să petreacă. Ziua orașului, ziua berii, ziua cutare, toate lucrurile sunt adunate ca să petreacă. Ne plac petrecerile. Așa-i? Mie nu-mi plac. Dar trăim într-o lume cu petreceri. Petrecerile sunt din ce în ce mai mari. Ziua de naștere a copiilor este mai mare decât Logodna pe vremurile mele. așa -i? În vremea mea, Logodna era cu părinții fetei, părinții băiatului, frații, surorile și păstorul bisericii și se ținea acasă. Vă duceți aminte? În vremea aceea, cine mi-a ținut mie zi de naștere la Burzuc? N-am trăit cu zile de naștere și cu tot felul de sărbători. Am trăit muncind, învățând, făcând lucrurile care trebuiau făcute. Acum, nu doar zile de naștere, ci avem tot felul de evenimente. Care mai de care mai somtuos. Logodna acum este mai mare decât nunțile pe vremea mea. Pentru că ne place să ne lansăm în petreceri. Nunțile sunt adevărate sărbători. În vremea mea, nunțile se făceau cu totul altfel. V-am mai spus și cu o altă ocazie, la Burzuc sala de era? Unde era sala de nunţi? În curte, în cort. O prelată deasupra, niște bănci e, din lemn improvizate, niște mese improvizate și acolo se adunau nuntașii și aveam și formații, orchestre sau banduri, cum le zice acum, nu mai zice orchestră, zice band. Cine cânta la anunțele noastre pe vremuri? Cine cânta? Membrii bisericii. Membrii bisericii cântau și cânta toată sala și sau tot cortul, toată adunarea și era o sărbătoare în care se termina că pe la 10 seara trebuia să te duci acasă, că era întuneric și până ajungi la capătul satului, e drum lung. Acum sunt săl de evenimente. Acum sunt tot felul de, de, lucruri care mai de care mai grozav. Dar sărbătorile nu sunt doar ale pocăiților, sunt și ale celor din lume. Și ne cheamă la sărbătorile lor. Ne ducem sau nu ne ducem? Dacă ne ducem, până unde ne ducem? Și dacă ne ducem, unde ne oprim? Și dacă nu ne putem opri, Oare ce se întâmplă? Capitolul acesta ne așează în față una dintre marile tragedii din viața patriarului Iacov. A scăpat de amenințările lui Laban și de amenințările lui Esau. A trecut prin mari necazuri și a trecut prin mari amenințări. Și l-am văzut în capitolul 32 și 33 că a strigat către Dumnezeu după ajutor că Dumnezeu i-a ieșit înainte și l-a zdrobit în păcătoșenia lui, până când a acceptat că înaintea lui Dumnezeu este un înșelător și că este nevoie de naștere din nou și trebuie schimbat numele. Nu mai este Iacov, ci este Israel. Se împacă și cu fratele său și se întoarce în țara făgăduinței, în țara de unde a, de unde a plecat. Numai că, în capitolul 33, de la versetul 7, ce ni se spune, că Iacov a plecat mai departe, la Sucot, și a zidit o casă și a făcut colibi pentru turme. De aceea s-a dat locul locului acelui anumele Sucot. La întoarcerea lui din Padam Aran, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canan, și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor pe care își întinse cortul, a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita. Iacov se întoarce din Padamaran, numai că atunci când se întoarce, Dumnezeu îi spune în capitolul 31, versetul 13, Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere a minte, unde mi-ai făcut o jurință acum scoală -te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Dumnezeul care îl cheamă acasă, îi spune, Eu sunt Dumnezeul din Betel. Iacov, întoarce-te! Când Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu la Betel, i-a făcut lui Dumnezeu o juruință. Și a spus, dacă mă vei păzi, dacă îmi vei da mâncare și haine, dacă mă vei aduce în pace, atunci locul acesta va fi casa lui Dumnezeu. Acum se întoarce după 20 de ani. Numai că nu se duce până la Betel, ci se oprește la Sihem. Dumnezeu l-a chemat la Betel. El se oprește la Sihem. Sihem este o cetate păgână, cananită. Iacov constată că e mai sigur la Sihem decât la Betel. E mai favorabil locul. Cei din Sihem sunt oameni pașnici. Cei din Sihem sunt deschiși la relații comerciale cu el. Așa că își cumpără un pământ cu 100 de chesit, 100 de măsuri de bani și interesant este că este singurul dintre patriarhi care își face casă. Când ne spune epistola către evrei despre Avram, Iștac și Iacov, ne spune că au locuit în corturi. De ce? Cine locuiesc în corturi? Turiștii. Atenție! În corturi locuiesc turiștii. Adică erau străini și călători, și așa ne spune epistola către evrei, erau străini și călători și stăteau în corturi ca să mărturisească faptul că sunt în căutarea altei patrii, o altă cetate. Acum ajunge în fața Sihemului, este cetate păgână, nu se duce până la Betel unde îl cheamă Dumnezeu. Începe să negocieze. Începe să se apropie de cetatea Sihem unde poate face comerț. Sunt relații bune. Nu este amenințat de cananiții din Sihem. Poate să stea fără teamă. Departe de la de departe de Iacov mai avea de, de parcurs până la Betel 30 de kilometri. Atât mai avea. Ca să împlinească întru totul voia lui Dumnezeu. Și am zis eu, da, ce sunt 30 de kilometri acum? Nu-i totuna, că e la Betel, că e la Sihem. Dar dacă Dumnezeu i-a spus la Betel, dacă el i-a promis lui Dumnezeu în jurința lui la Betel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu faci un jurământ în pripeală, că și lui Dumnezeu nu-i plac nebunii. Dacă ai făcut o juruință, ne spune cuvântul în Eclesiastul, nu zăbovi, să o împlinești. O, dar acum când faci juruința este fugar. Acum când se întoarce înapoi, nu mai este fugar, acum este proprietar. Acum poate să coboare standardele umblării cu Dumnezeu și poate să facă niște compromisuri. Nu mă duc până la Betel, mă opresc la Sihem pentru că aici e mai bine. Resurse aproape, am cumpărat pământ, sunt în relații de bună vecinătate și vom vedea mai târziu că Hamor spune oamenii aceștia sunt pașnici, adică nu ne fac probleme. Ne ne înțelegem bine cu ei. În relația bisericii cu lumea, în relația copiilor lui Dumnezeu cu lumea, sunt două mari alternative. Una este persecuția. Sunt vremuri în care lumea este ostilă față de copiii lui Dumnezeu. Cealaltă alternativă este seducția. Când lumea devine prietenoasă cu copiii lui Dumnezeu, și când le oferă tot felul de privilegii, persecuții și privilegii. Când ajung cu studenții la învățătura despre biserică, la doctrina bisericii și la relația bisericii cu lumea, le spun următorul lucru. În istoria bisericii avem prigoanele lui Nero și privilegiile lui Constantin cel Mare. Nero a prigonit biserica, Constantin cel Mare a privilegiat biserica. Din tot ce știți din istoria creștinismului, care a avut impact mai dezastruos asupra bisericii? Prigoana lui Nero sau privilegiile lui Constantin? Ce anume? Tare. Privilegiile lui Constantin, de ce? Pentru că dintr-o dată, biserica a adoptat tiparele lumii. Biserica s-a lumificat. A început să alerge după lucrurile lumești. Prigoana i-a îndreptat înspre crucea lui Hristos. Privilegiile i-a îndreptat spre lucrurile lumii. Și acum Iacov este în fața Sihemului și îi se oferă privilegii. O nu se leapă de Dumnezeu. E un compromis pe care îl acoperă frumos cu un altar. Face un altar și îl numește el, Elohe, Israel. Dumnezeul Israelului. Adică sunt aici față în față cu lumea, mă împrietenesc cu lumea, mă apropiu de lume, dar nu mă leapă nici de Dumnezeu. Adică Iacov este copilul lui Dumnezeu care vrea și cu lumea și cu Dumnezeu. Are parteneri în vremea noastră? Iacov nu ține minte ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram, că va trebui să fie altfel, să umble înaintea lui Dumnezeu și să nu se încuscrească și să nu-și ia pentru, pentru băiatul lui vreo fată de acolo din Ținutul Cananului. Iacov nu se mai uită la Canaan cu ochii lui Dumnezeu, ci se uită cu ochii omului care vrea câștig. Numai că Biblia ne spune mai târziu prin Apostolul Iacov, prietenia lumii este vrăjmașii cu Dumnezeu. În timp ce Iacov stă acolo, în fața Sihemului, Dina, singura fata lui Iacov, până acum are 11 băieți și o fată, ben, Beniamin sau Ben Onin, că nu se născuse, Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Leia, a ieșit să vadă fetele țării. Casa lui Iacov este aproape de poarta cetății. Dina este în vremea adolescenței. Și când ajungem aici, pericolul pe care l-a adus tatălor strând aproape de lume, începe să lovească adânc în fata lui. Dina este la vremea adolescenței. Este vremea în care vor libertate. Dacă este ceva ce își doresc adolescenții, este să scape de sub, de sub controlul părinților a profesorilor, să scape de, ori, de sub orice control. Una dintre dorințele adolescenților este să facem ce vrem noi ce ne place. Dorință de libertate. Este dorința de a explora lumea. Dorința de a trece dincolo de gardurile pe care le-au avut până atunci și să cunoască lumea. Dina este la fel. E aproape de Sihem. Comentatorii sunt de părere că la Sihem s-a organizat o petrecere a fetelor din Sihem. Fetele cananite sunt recunoscute pentru petreceri și pentru imoralitatea petrecerilor lor. Și Dina are și iapt o curiozitate. Cum arată o petrecere a fetelor din lume din Sihem? Așa că s-a dus să vadă. Acum comentatorii nu cad de acord asupra următorului aspect. Așa că am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Au știut părinții de plecare din ei sau nu au știut? I-au dat voie să plece sau nu i-au dat voie să plece? Unii spun că i-au dat voie să plece că n-au văzut niciun pericol. Dar nu putem crește așa legată de piciorul patului, ținut acasă. Trebuie să lăsăm să vadă, să iasă și ea în lume. Are nevoie de socializare. Și unii sunt de părere că părinții au fost extrem de relaxați, că ei au început să devină mai lumești. Și dacă părinții sunt lumești nu vă cei rău să fie și copiii un pic mai lumești. Așa că zic unii comentatori că i-au -au dat voie părinții să meargă. Alții spun, faptul că s-a dus singură, faptul că n-a însoțit-o nimeni, ar pleda pentru faptul că Dina a plecat de acasă fără să știe părinții unde se duce. Era aproape de oraș. N-avea nevoie de transport. Aproape de oraș. S-a dus la oraș. Care a fost dorința ei? Să vadă ce se întâmplă la petrecerile cananiților. Cum cananiții sunt recunoscuți pentru stricăciunea lor, pentru destrăbărarea lor, și mai târziu, puțin, Dumnezeu spune că nu-i mai poate răbda pe fața pământului. Dina e curioasă. Dina are dorința aceasta de a, a ieși în larg și este pericolul libertății fără discernământ. Dina nu vede niciun pericol acolo. Dina nu-și nu poate imagina că această zi, când se amestecă la Sihem cu fetele păgânii, va fi ziua care îi distruge viața pentru totdeauna. Dina se uită și nu vede niciun pericol. Dina se uită și vede numai bucuria de a ieși în lume. Este o caracteristică adolescenței. Dar este o caracteristică a noastră a fiecăruia. Când suntem ispitiți să mergem înspre lume, nu ne putem imagina care sunt capcanele lumii. Când ne ducem înspre lume, nu ne putem imagina când cel rău va prinde momentul și lovește și lovește fără milă. Pentru că în ziua aceea, în timp ce Dina este în mijlocul fetelor din cetatea păgână Sihemului, Sihem, Băiatul împăratului cetății, erau orașe cetăți sau cetăți stat, băiatul împăratului este unul care are influență, are resurse și vede că la petrecerea lor a venit o fată din afară. Și dintre toate fetele care erau acolo și care erau după moralitatea și tiparului, nu se oprește asupra niciunui decât asupra celei care vine curată. Cea care este inocentă, cea care este nevinovată, ea devine ținta. Și Sihem o ia cu sila, o necinstește, își bate joc de ea și o transformă dintr-o fată cinstită într-o fată disprețuită. Frați și surori, Prietenia lumii este o prietenie atât de riscantă pentru că Apostolul Ioan îmi spune tot ce este în lume este pofta ochilor, pofta firii și lăudorășia. Lumea este o lume a poftelor. Lumea este o lume a poftelor și dorințelor nestăpânite. Lumea este o lume în care dacă ai ajuns, Vrea să te modeleze după tiparul ei. Dina nu vede pericolul. Și sunt mulți care nu văd pericolul. Până unde să te duci? Ai fost vreodată la petreceri, la evenimente din lume? Cum a fost? Cum te-ai simțit? Vreau să vă mărturisesc că atât cât ține de mine. Evit orice fel de participare la sindrofii lumești. Dar odată, fără voia mea, m-am trezit prins într-o asemenea capcană. 1978. Câți erați în viață prin 78? Mâna sus. Am mai rămas câțiva. Lucrăm la Policlinica din Rogerius și la Spital. Și a fost o conferință de specialitate la care au fost invitați psihiatri și psihologii și cum era problema de atunci și vremea, trebuia să prezint și eu o lucrare științifică. Conferința a fost într-o altă parte a țării, nu era transport local acolo, a fost aleasă o stațiune, așa că șeful meu directorul policlinicii s-a oferit să mă ducă cu mașina. Am plecat cu el cu mașina, a avut loc conferința, s-au prezentat lucrările. După conferință s-a organizat o masă. Aș fi vrut să plec, dar nu aveam cu ce pleca. Aș fi vrut să mă duc de acolo, dar nu aveam unde să mă duc. Depindeam de șeful care m-a dus cu mașina. Așa că el fiind cu mașina, eu fiind pocăit, ne-am așezat la masa cea mai departe dintr-un colț și am stat acolo și am servit ceva amândoi, așteptând să se termine și el ar fi vrut să plece, dar se temea de șefii lui mai mari, că nu-i frumos să pleci dacă e acolo. Și în timp ce mâncam noi, ne-am trezit că vine și un taraf. Și a început să cânte și taraful și s-a încins hora, s-a încins dansul. Și au început să danseze și noi stăteam acolo, pitiți la masa aceea. Și la un moment dat, șefa metodologică, cei din lumea medicală știu, șefa care era coordonatoarea întregii lumi a psihiatrilor și a psihologilor, vine la microfon și spune, facem ceva deosebit. Vom avea un dans la care femeile invită bărbații la dans. s-a uitat spre masa mea și a spus, eu vreau să-l invit la masă, la dans pe tânărul psiholog de acolo. Am simțit că se năruie pământul cu mine. Așa că doamna profesoară a venit înspre mijlocul sălii, unde era zona de dans, și mi-a făcut semn să vin. Ce ai fi făcut? Am strigat către Dumnezeu și am spus, Doamne, Îndurăte și salvează-mă. Eram diacon ordinat a Bisericii Baptiste numărul 2 din Oradea. Știau că sunt pocăit. Așa că m-am ridicat și m-am dus înspre doamna profesoară. Când am ajuns în prezența ei, am luat-o frumos de braț și am spus, doamna profesoară, știți că sunt pocăit și că nu dansez. Și ca să nu ne facem de rușine, nici dumneavoastră, nici eu, vă invit frumos să ieșim puțin la plimbare pe aleie. Și am scos-o frumos la plimbare pe aleie. Și după ce am ajuns pe aleie, am spus, îmi pare rău să vă spun că puteți să faceți un lucru care se termină cu jenă și pentru dumneavoastră și pentru mine. Știați că sunt pocăit. Și a zis, da, dar am vrut să te provoc. Am dus-o înapoi la ușă și n-am mai intrat în sală până când am ieșit afară am plecat de acolo spre casă. Știți ce am înțeles în ziua aceea? Oricât ai crede că ești de bine protejat, când ajungi în lumea aceea, nu știi niciodată, când și cum cel rău te lovește, imaginați-vă că se duc pruncii noștri, imaginați-vă că te duci la tot felul de petreceri, am văzut situații tragice cu fete care s-au dus la petreceri și au fost nenorocite pe viață. Am văzut situații cu băieți care s-au dus la petrecere și s-au făcut de rușine și s-au stricat numele bun pentru totdeauna. Dina se duce. Participarea la asemenea lucruri are de a face cu consecințe deosebite. Dacă trebuie să ajung la întâlniri cu oficialități, dacă trebuie să ajung la întâlniri în țară sau peste hotare, oriunde sunt, înainte de a începe orice fel de activitate, le spun că sunt pocăit, că sunt păstor și le cer permisiunea să spună o rugăciune. V-aș putea da exemple de asemenea momente. Unul dintre ele pe care l-am mai spus a fost în octombrie 1990, când am fost invitat de primul ministru al Marii Britanii și mi s-a oferit și mie și la alte trei persoane din România o distinție, Torța Libertății. După care a urmat o recepție. La recepție stăteam undeva într-un loc mai retras, eram împreună cu domnul Corneliu Coposu, mai erau încă două persoane din România. Era doamna Doina Cornia și domnul Mihai Gheorghiu. Și stăteam de vorbă cu domnul Coposu, în timp ce a venit înspre mine primul ministru al Marii Britanii, doamna Margaret Thatcher. Și avea în mână un pahar de șampanie și lângă ea era o fată care venea cu o tavă cu celălalt pahar de șampanie. Când a fost la câțiva pași de mine, am știut ce se întâmplă. Așa că a făcut un pas înspre dânsa și i-am spus, doamna prim-ministru este o zi deosebit de importantă pentru mine. Pot să vă cer posibilitatea să rostesc cu o rugăciune, să mă rog pentru dumneavoastră și țara dumneavoastră și să mă rog pentru țara noastră. S-a uitat la mine, cu un zâmbet larg a spus, cu siguranță, domnule pastor. Și-a pus paharul de șampanie pe tava fetei care era lângă ea, s-a întors înspre sală, a cerut să se facă liniște și a spus, tânărul pastor din România vrea să se roage pentru noi. Nu vă spun ce atmosferă se face în momentul în care într-o asemenea adunare se adună, se anunță că se roagă cineva. S-a făcut totuși liniște, m-am rugat, după care am stat de vorbă cu dânsa vreo 20 ceva de minute despre lucruri spirituale. Dragii mei, i-am cerut lui Dumnezeu să mă scape din astea, dar cât pot și cât ține de mine, stau departe de petrecerea Lumii. Mă întrebați, dar ai rudenii, ai familii, ai nunți și ai tot felul de evenimente. Nu mă duc la nunțile din lume. Nu mă duc la petreceri din lume. Dacă trebuie, le dau cadoul pe care trebuie să-l dăm cu toată frumusețea și cu toată politețea, dar nu particip la evenimentele acelea. De ce? Unii mă întreabă când vorbesc cu ei despre asemenea petreceri. Dar frate Paul, n-aveți încredere în mine? Și ce răspund? N-am încredere nici în mine. De aceea nu mă duc nici eu. Am încredere doar în Dumnezeu care mi-a spus să nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. De aceea când mă uit la fata lui Iacov Ladina, care se uită la posibilitatea de a merge în lume și nu vede pericolul. Mă rog din toată inima pentru generația copiilor noștri și a nepoților noștri. Doamne, păzește-i neîntinați de lume. Numai că participarea la petrecerea lumii poate avea consecințe teribile. Dina este violată, este sequestrată de Sihem, este ținută la Sihem. O încearcă Sihem să o liniștească după ce a nenorocit-o, după ce și-a bătut joc de ea, încearcă să o liniștească. Numai când ai ajuns să cazi în păcatele lumii, ține cont, lumea nu-ți poate rezolva consecințele păcatului. Lumea nu poate rezolva consecințele păcatului. Hamor se trezește cu băiatul lui Sihem că vine la el și spune te rog să-mi o iei de nevastă. Acum, poate să trăiască în păcat și să facă păcate cumplite de viol, dar când e vorba de căsătorie, astea sunt ritualuri. Păcatul poate face fără aprobare, dar ritualul trebuie să-l facă după tiparul societății. Tiparul societății însemna în vremea aceea că nunta era organizată de tatăl și tatăl miresei, familiile aranjau nunta. Și băiatul se duce la tata să-i spună, vreau să te rog să-mi iei de soție. Adică după ce a necistit o după ce a făcut lucruri îngrozitoare, acum vrea să o ia de nevastă. Și spune că o și iubește și că i-a vorbit pe placul inimii și a încercat să o înduplece. Și Amor se duce la Iacov. Iacov află ce s-a întâmplat cu fata lui și face ceva incredibil. Și ce face Iacov? Absolut nimica. Tace și tace mâlc. Fata lui este bajocorită. este sequestrată în zihem, și el tace. Hamor vine să-i o ceară de soție pentru băiatul lui. Dar Hamor nu vine să spună, Iacov, băiatul meu a făcut o ticăloșie. Noi avem de-a face aici cu păcate grele. Avem de rezolvat niște lucruri care sunt păcătoase. Pentru cei din Sihem, păcatele acelea nu există, nu se luate în seamă. Pentru ei contează ritualurile. Și vine să aranjeze ritualul. Și vin și frații din ei. Vin copilul Iacov de la câmp, unde erau cu turmele, află ce s-a întâmplat, Frații din ei sunt prinși de mânie. Cum s-a putut întâmpla o asemenea ticăloșie? Iacov tace, băieții lui sunt prinși de mânie, numai că Hamor vine să le facă o propunere. Propunerea este așa. Hai să ne încuscrim. Haideți să devenim un singur popor. Nu mai sunteți noi și voi, ce suntem la oaltă. Adică, dacă tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum, haideți să nu mai existe nicio deosebire între noi. Și ca să-i poată atrage, le spune, țara este aici înaintea voastră, aveți posibilitatea să faceți comerț, aveți posibilitatea să cumpărați pământ, adică aveți oportunități de business. Dacă vă încuscriți cu noi, dacă renunțați de tot la standardele voastre, dacă renunțați la tot ce sunteți voi, la chemarea voastră, și nu uitați, ei sunt purt purtătorii proiectului mesianic. Este familia aleasă de Dumnezeu prin care să binecuvinteze toate familiile Pământului. Și Hamor le spune, haide să, să lăsăm toate astea, devenim la oaltă, un singur popor. Sunteți și voi cu noi și noi cu voi, voi ca noi și noi ca voi, adică nicio deosebire între copiii lui Dumnezeu și lume. Vă merge mai bine așa. Sihem, Vine și el și spune, auziți, ce despăgubire vreți voi? Ce zestre vreți voi? Cât ar fi de mare, eu sunt înstărit, vă dau bani ca să uitați de ticăloșie. Adică rezolvăm cu bani rușinea care s-a făcut. Haide să ștergem diferențele dintre noi, haide să beneficiați de pe urma păcatelor, haide să vă îmbogățiți și cereți cât vreți voi și vă dau. Nici promeneală de păcat, nici promeneală de pocăință, Dina este sequestrată la Sihem acasă și frații lui Iacov zic, în sinea lor, rezolvăm noi problema, dar nu după tiparele lumii, și rezolvăm noi problema după tiparul răzbunării. Și copiii lui o spun, noi rezolvăm problema păcatului prin răzbunare. Așa că pun la cale o, un plan viclean. Și le spun celor din Sihem, suntem de acord să ne încuscrim cu voi, suntem de acord ca să facem tot felul de înțelegeri între noi, dar e un singur lucru la care nu putem renunța la circumcizie. Dacă și voi adoptați circumcizia, atunci s-au șters dintre noi toate celelalte diferențe. Sihem vrea să o ia pe Dina cu orice preț, Hamor tatălui vrea să-i facă pe plac fiului, dar ce facem cu bărbații din cetate? Așa că se duc acum la bărbații din cetate și le spun avem o posibilitate extraordinară. E aici familia aceasta lui Iacov. Sunt extraordinar de bogați. Avem posibilitatea să punem mâna pe toate bogățiile lor. Și ascultați, turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Și le spune celor din Siem, avem de făcut un ritual, și dacă facem ritualul ăsta, i-am tras noi pe sfoară și punem mâna pe toate bogățiile lor. Asta vrea lumea. Tot ce ți-a dat Dumnezeu să pună mâna și să le administreze ei. Așa că ies la poarta cetății, înduplecă pe oameni, acceptă circumcizia, intră în perioada aceea de suferință și fiul lui Iacov spun, e vremea răzbunării. Și vremea răzbunării este o răzbunare cumplită se duc și îi ucid cu sabia pe toți bărbații din Sihem. Îl omoară pe Hamor și pe Sihem și o eliberează pe Dina din casa lui Sihem. După care se duc și distrug toată cetatea și prădează tot. Iau toate femeile, toți copiii, toate bogățiile și le iau pradă de război. O răzbunare extraordinar de violentă, o răzbunare plină de mânie, o răzbunare fără margini. Au făcut bine sau nu au făcut bine. Ce ziceți? Au rezolvat problema păcatului cu răzbunarea lor. Au redat și este surorilor. Dar au călcat un principiu extraordinar. Pe care Dumnezeu îl va clarifica mai târziu. Când spune răzbunarea este. A Domnului. Răzbunarea este a Domnului. Ei își iau răzbunarea în mâinile lor. Dau drumul la mânie. Numai că după ce fac răzbunare, actul de răzbunare, Iacov se trezește și spune, acum ați complicat mai mult lucrurile. Nu doar că n-am rezolvat nimic, ci acum o să-i avem de dușmani. Acum se vor uni toți împotriva noastră. Acum va veni peste noi mare necaz de datorită ce ați făcut voi. Faptele voastre n-au rezolvat nimic, dar ne-au înrăutățit mai mult situația. Cum ești de acolo din situația aia? Te-ai dus spre lume, te-ai apropiat de ea, te-ai împrietenit cu lumea, ai trăit tragediile pe care le aduce lumea peste casa ta. Când lumea nu-ți poate rezolva problemele, când orice ai face tu să te răzbuni, nu poți să rezolvi problemele. Ți-ai răutățit situația atât de mult, cum ești de acolo? Cum ești de acolo? Capitolul 35. În tot capitolul 34, nici Iacov, nici feciorii lui, nici Dina, nici Hamor, nici Sihem, nu se uită spre cer. Toți se uită numai spre pământ. Toți se uită numai la lucrurile de pe pământ. În capitolul 35 intervine Dumnezeu din cer. În tragedia, în, în necazul, în rușinea în care ajunge casa lui Iacov. Dumnezeu îi spune, Iacov, scoală-te, nu-i locul tău aici. Scoală-te și du-te la unde să se ducă, la Betel. Iacov, locul tău nu este în lume. Locul tău nu este la poarta lumii. Locul tău este la casa lui Dumnezeu. Betel este casa lui Dumnezeu. Du-te la Betel! Acolo te-ai întâlnit cu Dumnezeu, acolo ai făcut juruința. Iacov, acolo trebuie să stai. Ia-ți familia și du-te de aici. Nu mai rămâne în lume. Nu mai rămâne la poarta lumii. Du-te spre casa lui Dumnezeu. E momentul în care Iacov se înfioară. Și Iacov și-a adunat casa. Adună cioburile. Adună ce-a rămas. Adună rușinea. Adună durerea. Adună tragediile. Și spun, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. E vremea curățirii. E vremea pocăinței. E vremea în care ne uităm ce a adus peste noi lumea și păcatul. E vremea întoarcerea Dumnezeu și a pocăinței. Scoatem afară toți Dumnezei străini. E vremea să ne schimbăm ținuta. Schimbați-vă hainele. Comentatorii sunt de părere că în timp ce tot au stat la poarta Sihemului, tot mai mulți din casa lui Iacov au început să se îmbrace și să se comporte ca și cananiții. E limpede că au zei, Dumnezei străini, E limpede că acolo spune, e vremea să ne schimbăm și pe dinăuntru și pe din afară. Și subliniez, frate și surori, pocăința adevărată este și de pe dinăuntru și pe din afară. Unii iau doar versetul din Biblie care spune, Domnul nu caută la ce izbește ochiul. Numai că atunci când Domnul Iisus a vindecat îndrăcitul din gadara care era dezbrăcat și când l-a eliberat, oamenii din gadara au venit și l-au văzut pe cel îndrăcit care era îmbrăcat și întreg la minte. Un om întreg la minte e îmbrăcat cum se cuvine. Iacov își dă seama că e vremea să-și adune familia la sfințire, la pocăință, se întorc înaintea lui Dumnezeu, le cere să scoată Dumnezeu străini, ne ducem la Betel, la casa lui Dumnezeu și nu ne putem duce oricum. Datorită faptului că Iacov trăiește această înfiorare, această cercetare înaintea lui Dumnezeu, toată casa lui este prinsă de fiorul acesta a și a sfințirii și fac ceva incredibil. Și ce au făcut? Ce zice textul? Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și... Și ce au mai dat? Ce au mai dat? Naud. Ce-au dat? Cercei din urechile lor. Iacov le spune, scoateți Dumnezei ei spun, Iacov, nu-i de ajuns. Dăm și cerceii. Dar oare or fi avut cerceii cu pocăința? Greu de explicat în vremea noastră, așa -i? Sunt oameni care se duc din biserică de dragul cerceilor. Sunt oameni care nu se pocăiesc de dragul cerceilor. Sunt oameni care ar face orice pentru cerceilor. Acolo se întâmplă miracolul acesta, de bună voie își dau cercei. Studiind pentru textul acesta, am ajuns să aflu că nu doar femeile au cercei, ci mai nou au și bărbații. Știți cum au ajuns cerceii în urechile bărbaților? Primii, care au pus, primei bărbați care și-au pus cercei în urechi au fost homosexuali în vremea în care nu era legalizată sodomia, ca să poată transmite altora că ei sunt sodomiți, au hotărât să aibă un semn discret și și-au pus un cerceluș în urechea stângă. Cercelușul în urechea stângă era semnalul pentru toți cei care caută parteneri în această categorie că sunt aici și sunt abordabil. Numai că a apărut reacția de protest în societate. Și unii care au văzut că reacția de protest este nedreaptă, este periculoasă, este justificată, au spus, noi vrem să-i apărăm pe sodomiți care au cercei în ureche, așa că, în semn de apărare pentru ei, ne punem și noi cercel în urechea dreaptă. Cei cu cercelul în urechea dreaptă era semnul că ei nu sunt sodomiți, dar ei apără sodomia. Așa că au ajuns bărbații cu cercei. După care, a venit un sportiv american care și-a pus cercei în amândouă urechile. După care a devenit modă între toți adolescenții care sunt dornici să spargă tiparele comportamentale. Ce vreau să vă spun este că vestimentația noastră, bijuteriile noastre, comportamentul nostru transmite un semnal. Și când se întorc la Dumnezeu, transmit semnalul, nu ne mai preocupă și nu ne mai leagă nimic decât dorința noastră de a fi pe placul lui Dumnezeu. Și se duc și se leapă de, de toate, Iacov le îngroapă și se duc la Betel. Și dintr-o dată, groaza lui Dumnezeu a umplut toate popoarele din prejur. Groaza lui Dumnezeu începe să schimbe istoria, să schimbe comportamentul popoarelor, pentru că s-au întors cu toată inima la el copiii lui. O, Doamne, a doua asemenea vremuri peste noi. A doua asemenea vremuri peste casele noastre. A ne vremuri în bisericile noastre. Până unde să te duci? Până unde să te duci în relația cu lumea? Până acolo încât să te păstrezi neîntinat de lume. Păstrați-vă neîntinați de lume. Pune gardurile acolo unde trebuie spuse așează lucrurile acolo unde trebuie așezate după cuvântul lui Dumnezeu. Stai cu toată inima lui Dumnezeu și te va ocroti El și te va binecuvânta El. Dar ce să fac dacă n-am vegheat și ca și în casa lui Iacov s-a întâmplat și în casa mea și a fost lovită? Și ce rău mi-a prins? Băiatul, fata, Soțul, soția, nepoții, părinții, bunicii, fratele, sora. Ce să fac dacă am ajuns în situația aceea? Nu negocia cu lumea în termenii lumii că nu o vei rezolva. Nu încerca să te răzbuni. Ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și spunem, Doamne, iartă nevegherea mea. Iartă de lăsarea mea. Iartă faptul că atunci când am trecut prin perioada aceea din viață, am fost mai înclinați spre lucrurile lumești. Iartă-mi cochetarea cu lumea și cu păcatul. Un pastor american le-a ținut celor din biserica lui o predică extrem, extrem de categorică și a spus Știți că mulți dintre voi sunteți mult mai legați de lume decât a fost Iacov la Sihem? V-ați băgat lumea în sufragerie și în dormitor. V-ați băgat lumea în sufragerie și în dormitor. Nu mai este cetatea păgână acolo ce ați băgat-o înăuntru. Și tot ceea ce vedeți și auziți prin toate acele canale care aduc lumea în mijlocul casei noastre, în fața ochilor noștri, în fața copiilor noștri, în fața caselor noastre. Vor lovi cumplit. Știți care a fost răspunsul? O bună parte dintre membrii bisericii s-au mutat la altă biserică. Știți de ce? E greu să venim la Betel. E greu să ne pocăim. E greu să recunoaștem, Doamne, am fost nevegător. Dar este singura cale. Doar Dumnezeu este cel care poate rezolva problemele păcatului. Și Dumnezeul nostru l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. A venit Hristos Domnul pe pământul acesta a păcatului, a destrăbălării, a întunericului. A venit în lumea aceasta a mizeriei. A venit în lumea aceasta să ia păcatele mele și păcatele tale, să mă scape de sub mânia lui Dumnezeu, și să-mi arate calea spre cer. Și a trimis Dumnezeu pe Duhul Cel Sfânt. Și ne-a spus că dacă Duhul Dumnezeu vine în noi sub forma aceea metaforică de apă a vieții, în inima noastră se va transforma într-un izvor de apă care va țâșni spre veșnicie. Și veți avea viață și veți avea viață din belșug. O, Doamne, a doua asemenea lucruri peste noi și casele noastre. A doua asemenea vremuri peste bisericile noastre. Până unde te-ai dus? Întoarce-te! Oprește-te! E casa lui Dumnezeu. E un betel. Numai că altarul la care venim noi nu mai este altarul lui Iacov, ci este altarul sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să plecăm capetele înaintea Lui. cât de departe suntem de Planul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu de viața noastră. Cât mai avem până la Betel și de câte vreme suntem la Sihem. Până unde ne-am dus la prietenia cu lumea, până unde am participat. La petrecerile și la păcatele lumii. Care sunt falimentele? Care sunt loviturile? Care sunt victimele? În ziua în care Dina s-a dus la Sihem, dorința ei de libertate a fost fără discernământ. Dacă ar fi știut că în ziua aceea se va distruge viața pentru totdeauna, dacă ar fi știut că în urma faptei ei vor fi mulți oameni care vor fi omorâți, că vor fi familii lovite rău din pricina păcatelor ei, dacă ar fi știut că va ieși de pe scena istoriei pentru totdeauna și nu mai e pomenită niciodată, Din ar fi zis stau acasă. Dar discernământul acela care i-a lipsit de ei ne lipsește de atâtea ori și nouă. Atracția lui Iacov înspre cetatea Sihem este atracția noastră a fiecăruia. Nevegherea lui este nevegherea noastră. Pericolele lui sunt pericolele noastre. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu ca a venit la noi Hristos Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că în Hristos cele vechi se pot duce și face din noi o făptură nouă. Dacă ne întoarcem la El cu pocăință și credință. Stai câteva clipe înaintea Domnului cu viața ta, cu inima ta, cu inclinațiile și atracțiile tale, cu compromisurile pe care le ai și le am, cu falimentele pe care le avem, cu consecințele care sunt în viețile noastre și a caselor noastre, cu mărturia pe care o avem, compromisă și cu chemarea lui Dumnezeu de a ne ridica de acolo și de a ne întoarce la Betel, la casa lui Dumnezeu, la Dumnezeul care nu obosește iertând. Stai înaintea Domnului cu inima, Deschisă spre cercetare. Până unde a pătruns lumea în casa noastră, în mintea noastră, în mentalitatea noastră, în comportamentul, în vorbele, în ținuta noastră. Și spun ei, Doamne, în seara aceasta aș vrea să-mi dai puterea să hotărăsc ce a hotărât casa lui Iacov la Betel. Consacrare totală, sfințire totală, predare totală. Să fiu al tău, pentru viață și veșnicie. Doamne, înaintea ta, totul este gol și descoperit. Ai cunoscut inima lui Iacov și ai cunoscut falimentele și compromisurile. L-ai văzut când inima lui s-a lipit de lume și n-a mers până la capăt cu ascultarea, ne vezi și pe noi. Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi. Cercetează-ne Dumnezeu-le și cunoaște-ne inima și vezi dacă suntem pe o cale rea și întoarce-ne pe calea veșniciei. Doamne, cunoști consecințele lumificării noastre asupra familiilor noastre. Cunoști faptul că, datorită nevegherii noastre, s-au pierdut unii din casele noastre. O, Doamne, te rugăm, iartă-ne și întoarce la Tine. Ne rugăm pentru cei care sunt ca Dina, victimele lumii. Ne rugăm pentru cei care sunt ca Dima, îndrăgostiți de lume și au plecat departe de Tine. Ne rugăm pentru cei care sunt ca Samson, cochetează cu lumea. Ne rugăm pentru cei care sunt în ciurul satanei, dă-le biruință ca lui Iosif altădată. O, Doamne, sfințește copiii bisericii noastre, sfințește pe cei de la corul andante, pe cei de la tineret, pe cei din orchestră, pe cei de la cor, pe cei de la alte lucrări. Sfințește, Doamne, casa fiecăruia dintre noi. Te rugăm să pui în noi foame și sete după neprihănire. Cercetează biserica Emanuel, Doamne, și dă-ne harul să ne întoarcem la Tine cu toată inima adu vremuri de înviorare peste noi. Cercetează România în vremea aceasta când mai sunt ser de evangelizare. Răscolește, Doamne, poporul nostru. Îndură-te, te rugăm și iartă. Îndură-te, te rugăm și ridică. Îndură-te, te rugăm și curăță și noiește. Îndură-te, Doamne, și înalță numele în mijlocul nostru. Pentru că te rugăm prin Domnul Isus Hristos și în puterea Duhului Sfânt, ascultă-ne. Amin.